Bună seara tuturor! Începe o nouă ediție România Te Iubesc. Este ziua în care ne alegem reprezentanții în Parlamentul European pentru următorii 5 ani. Ei vor sta la masa la care se dau legi și la care se decide viitorul Europei, al nostru, al tuturor. Tocmai de aceea este important să votăm. V-am arătat în această lună la România Te Iubesc și la știrile Pro TV care sunt beneficiile, cu ce ne ajută faptul că suntem membri ai Uniunii Europene. Astăzi vorbim despre instituțiile care fac acest colos, alcătuit deocamdată din 28 de state, să funcționeze. Să înțelegem mai bine unde îi trimitem pe cei pe care astăzi îi votăm. 751 de parlamentari, reprezentanți din toate țările Uniunii Europene, vor ocupa aceste locuri din Parlamentul European pentru următorul mandat de 5 ani. Ei sunt cei care vor da legi și vor decide direcția în care ne îndreptăm cu toții, adică mai bine de 500 de milioane de oameni. România trimite 32 de parlamentari, pe care îi alegem astăzi. Eu votez astăzi, pentru că am convingerea că schimbarea trebuie să înceapă cu mine, cu fiecare dintre noi. Votul este un drept, dar și o obligație. An la rând am tot auzit, la noi nu se poate, noi nu putem, ăștia suntem, asta e țara și așa mai departe. Ei bine, astăzi avem ocazia să dovedim că putem, că împreună suntem o forță care este în stare să-și decidă viitorul. Din 2007, de când a intrat în Uniunea Europeană, România a contribuit cu 17 miliarde de euro, dar a beneficiat de aproape 56 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă un sold pozitiv de 38 de miliarde de euro, bani care au ajuns în mare și mică infrastructură și în investiții private. Uniunea Europeană nu înseamnă însă doar bani, ci și liberă circulație, politici de mediu, civilizație, oportunități de afaceri și dezvoltare. În plus, este un garant al democrației și nu de puține ori au fost situațiile în care oficialii europeni au intervenit pentru a aduce pe calea cea dreaptă pe politicienii noștri. Povestea Uniunii începe după cel de-al doilea război mondial, când Europa era în ruină. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Într-o declarație solemnă, la 9 mai 1950, ministrul francez de externe, Robert Schuman, anunță crearea unei comunități europene a cărbunelui și oțelului, cu 6 membri fondatori, Franța, Germania de Vest, Italia și țările Beneluxului. Communauté du charbon et de l'acier est une réalité vivante. C'est le commencement de l'Europe. 7 ani mai târziu, Tratatul de la Roma instituie Comunitatea Economică Europeană, pe scurt, Piața Comună. Între țările semnatare se desființează treptat taxele vamale cu scopul de a stimula comerțul liber între ele, care înflorește. Se impun în schimb taxe pentru mărfurile care vin din afara comunității. În anii 60, economia statelor membre trăiește un adevărat boom. Se pune mare accent pe agricultură. Succesul pieței comune a convins și alte țări europene să se alăture. Danemarca, Irlanda și Marea Britanie aderă la comunitate la 1 ianuarie 1973. De acum sunt 9 membri. Comunitatea începe să transfere sume considerabile pentru dezvoltare regională, cu scopul de a crea infrastructură și locuri de muncă în zonele cele mai sărace. Sporește tot mai mult și influența Parlamentului European asupra afacerilor europene și pentru prima dată în 1979 eurodeputații sunt aleși prin sufragiu universal, direct și secret. În 1981, Grecia devine cel de-al 10-lea membru al Uniunii. Urmează Spania și Portugalia, care aderă 5 ani mai târziu. Un seism politic urmează după momentul istoric al căderii zidului Berlinului pe 9 noiembrie 1989 și deschiderea pentru prima dată după 28 de ani a frontierei dintre Germania de vest capitalistă și cea de est comunistă. Germania s-a reunificat în mai puțin de un an, în octombrie 1990. După prăbușirea comunismului în centrul și estul continentului, Europa Unită strânge tot mai mult rândurile. Sunt instituite cele 4 libertăți, libera circulație a bunurilor, serviciilor, persoanelor și capitalurilor. În 1993, piața unică devine realitate, iar Comunitatea Economică Europeană devine Uniunea Europeană. Din 1995, Uniunea mai câștigă 3 membri, Austria, Finlanda și Suedia, iar europenii devin tot mai interesați și de instituirea unor măsuri comune de securitate și apărare. O mică localitate din Luxemburg a dat numele acordurilor de la Schengen. Se creează un spațiu fără frontiere interioare. Pentru țările membre nu mai este nevoie de pașaport pentru a călători în teritoriile Uniunii și dispar controlele făcute de poliție la frontieră. În 2002, după un lung proces de integrare economică, euro
devine noua monedă comună și tot mai multe state o adoptă în primul deceniu al anilor 2000. Pagina diviziunilor politice între Europa de Vest și Europa de Est a fost definitiv întoarsă în 2004, când 10 noi state aderă dintr-un foc. Urmează România și Bulgaria în 2007. Bună seara, Europa! ProTV te salută de la Bruxelles, capitala Europei Unite. De astăzi suntem cu acte în regulă cetățeni europeni. Criza economică mondială lovește dur continentul. Uniunea Europeană ajută mai multe țări să depășească dificultățile și creează Uniunea Bancară cu misiunea de a veghea asupra siguranței și fiabilității băncilor. În 2012, Uniunea Europeană primește Nobelul pentru pace, iar Croația devine al 28-lea stat membru. Însă, odată cu mult discutatul Brexit, retragerea Marii Britanii, în blocul comunitar vor rămâne 27 de state membre. Oamenii pe care îi trimitem astăzi în Parlamentul European au datoria să lupte pentru drepturile noastre, pentru viitorul nostru european pe următorii 5 ani. Practic, acești oameni vor sta la masă la care se decide soarta noastră și se împart banii. Cu fondurile europene putem schimba în bine fața acestei țări. Cei 751 de eurodeputați vor fi aleși pentru 5 ani, iar mandatul poate fi reînnoit. În acest timp nu pot avea nicio altă funcție în instituțiile sau organismele Uniunii Europene și nu pot fi deputați sau senatori în parlamentele din țările lor. Fiecărui stat este alocat un număr de mandate în funcție de populație. De la Malta, 6 eurodeputați pentru o jumătate de milion de oameni, până la Germania, 96 de mandate pentru 86 de milioane de locuitori. Eurodeputații nu sunt organizați după național, ci în funcție de afilierea politică. În prezent există 8 grupuri ori familii politice în legislativul european. Pentru a obține statut oficial de grup politic este nevoie de cel puțin 25 de membri, provenind din cel puțin un sfert dintre țările membre, adică 7 state. Există totuși europarlamentari care nu aparțin niciunui grup, ei numindu-se neafiliați. Înaintea fiecărui vot, în plen, grupurile politice analizează rapoartele întocmite de comisiile parlamentare și formulează amendamente. Poziția grupului este stabilită în discuții interne, dar niciun membru nu este obligat să voteze într-un anume fel. Uniunea Europeană are 3 mari instituții. Parlamentul European, care reprezintă cetățenii, Consiliul, care înseamnă guvernele statelor membre, și Comisia, organism care apără în mod tradițional interesele comunitare ale Uniunii. Începem firește cu instituția pe care o avem în vizor astăzi, Parlamentul European, cu sedii la Bruxelles, Strasburg și Luxemburg. Membrii săi sunt aleși odată la 5 ani prin vot direct de cetățenii țărilor din care provin. Ce fac ei? Au numeroase atribuții, însă cele mai importante sunt adoptarea de legi care au un impact asupra vieții cetățenilor europeni și votul pentru președintele Comisiei Europene și pentru bugetul Uniunii Europene împreună cu membrii Consiliului. Consiliul Uniunii este alcătuit de fapt din două instituții care sunt adesea confundate, Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene. Nici nu-i de mirare, pentru că au nume asemănătoare și se află în aceeași clădire la Bruxelles, însă rolurile lor sunt cu totul diferite. Consiliul European definește orientările și prioritățile politice generale ale Uniunii, însă nu are putere de legiferare, adică nu negociază sau adoptă legi. Membrii Consiliului European sunt șefii de stat sau de guvern din statele membre în Uniune și se întâlnesc la Bruxelles de cel puțin 4 ori pe an, la convocarea președintelui. Ultimul summit a fost organizat pe 9 mai la Sibiu. De ziua Europei, pe 9 mai, Sibiul a fost capitala Uniunii pentru o zi. Cei 27 de șefi de stat și de guvern din Uniune au venit aici și au semnat o declarație prin care se angajează să apere o singură Europa de la nord la sud și de la est la vest. Să apere democrația și statul de drept. Concluzia zilei a fost că uniți suntem mai puternici. Denn die Welt schläft nicht. Wir müssen innovativ sein, wir müssen stark sein, wir müssen geeint sein. Und dafür werden wir heute werben. Ich werde das jedenfalls für die deutsche Bundesregierung tun. Est-ce qu'on veut construire ensemble encore, même différemment, en améliorant les choses, ou est-ce qu'on veut déconstruire ou détruire l'Europe? Mais nous avons énormément de défis devant nous. Nous allons nous retrouver à 27 pour parler, non pas de divorce, de séparation du passé, mais de nos projets d'avenir et des projets communs. Donald Tusk este în acest moment președintele Consiliului European. M-am îndrăgostit de Sibiu. Toată Europa s-a îndrăgostit
de dumneavoastră. Consiliul Uniunii Europene are ca rol principal negocierea și adoptarea legislației europene, împreună cu Parlamentul European. Este format din miniștri de resort din fiecare țară a Uniunii în funcție de subiectul discuțiilor. De exemplu, dacă în Consiliu se analizează probleme economice, la reuniune vor participa miniștrii de finanțe. Dar dacă tema principală este justiția, atunci vor fi prezenți doar șefii ministerelor justiției și așa mai departe. Consiliul Uniunii Europene mai are și alte funcții. Coordonează politicile țărilor Uniunii, elaborează politica externă și de securitate a Uniunii în funcție de deciziile Consiliului European, încheie acorduri între Uniunea Europeană și alte țări sau organizații internaționale și adoptă bugetul anual al Uniunii Europene în colaborare cu Parlamentul European. Președinția Consiliului este asigurată prin rotație la fiecare 6 luni. În prezent, aceasta este deținută de România până în iunie, urmând ca în iulie să fie preluată de Finlanda. Comisia Europeană, cu sediu la Bruxelles, este organismul executiv al Uniunii Europene, care reprezintă și promovează interesele Uniunii în ansamblu și are rolul de a întocmi proiecte de legi și de a monitoriza aplicarea lor. Comisia propune actele legislative care ajung la Parlament și Consiliu pentru a fi discutate și adoptate. Ulterior, Comisia și statele membre le implementează, iar Comisia trebuie să se asigure că legislația europeană este corect aplicată. Un alt rol important al Comisiei Europene este acela de a aloca fonduri europene. Împreună cu Consiliul și Parlamentul, aceasta stabilește prioritățile de cheltuiele ale Uniunii, care sunt verificate de Curtea de Conturi. Comisia este independentă din punct de vedere politic și este alcătuită din 28 de comisari, câte unul pentru fiecare stat membru, conduși de un președinte al Comisiei. Jean-Claude Juncker este președinte până în luna iulie. Pe lângă aceste instituții principale, activitatea Uniunii Europene este organizată și reglementată și de alte instituții și organisme, cum ar fi Curtea de Justiție, Banca Centrală Europeană sau Ombudsmanul European, echivalentul avocatului poporului, care investigează plângeri ale cetățenilor referitoare la instituțiile Uniunii. Ce este un Spitzenkandidat și ce fel de probleme va avea de rezolvat viitorul Parlament și mai ales cum ne afectează pe fiecare dintre noi? Aflăm câteva minute, revenim. Parlamentul European decide în comun cu Consiliul Uniunii Europene cu privire la actele legislative care influențează viața de zi cu zi a cetățenilor Uniunii. Printre temele acestor acte legislative se numără libera circulație, protecția consumatorilor, mediul și majoritatea sectoarelor economiei. Analizăm imediat câteva dintre cele mai importante legi adoptate de Parlamentul European în ultimii 5 ani. Dar până atunci aflăm ce este un Spitzenkandidat. Ska Keller, Alexis Tsipras, Giefer Hofstadt. După aceste alegeri europarlamentare, una dintre cele mai interesante lupte se va da între aleși pentru desemnarea succesorului lui Jean-Claude Juncker la conducerea Comisiei Europene. În cărți sunt mai mulți politicieni din partea marilor familii de partide europene, așa numiți Spitzenkandidat, însă bătălia decisivă se va da între germanul Manfred Weber și olandezul Frans Timmermans, binecunoscut pentru români drept un vocal apărător al statului de drept. Chiar dacă sună un pic intimidant, termenul german Spitzenkandidat desemnează un concept simplu, mai precis pe așa numitul candidat cap de listă al unui partid. În Germania, de exemplu, Angela Merkel a fost Spitzenkandidat al partidului ei, CDU, în toate alegerile parlamentare din 2005 încoace. Candidatul cap de listă nu este neapărat liderul partidului și este anunțat cu puțin timp înainte de începerea campaniei electorale. În contextul alegerilor europarlamentare este vorba despre personajul pe care diferitele grupuri politice din Parlamentul European îl văd la conducerea Comisiei Europene. Sistemul a fost introdus pentru alegerile din 2014. În termeni simpli s-a decis ca șeful Comisiei să fie acel politician care întrunește peste 50% din voturile europarlamentarilor, însă nu este necesar să facă parte din familia de partide care obține cele mai multe mandate. La alegerile din 2014, Partidul Popular European l-a desemnat drept Spitzenkandidat pe Jean-Claude Juncker. Pentru a-l alege însă în fruntea executivului european a fost nevoie ca popularii, care au obținut 221 de locuri, să facă o înțelegere cu socialdemocrații și cu grupul ALDE. În acest an, o listă lungă de candidați speră să obțină numărul magic de voturi. În unele cazuri, cum ar fi ALDE, Partidul Verzilor și Partidul Stângii Europene, vorbim de mai mulți candidați. Dintre aceștia, doi au șanse serioase să aspire la fotoliul lui Jean-Claude Juncker. The Spitzenkandidat for the European elections for the European People's Party will be Manfred Weber.
Manfred Weber, în vârstă de 46 de ani, a făcut istorie acum 5 ani când a devenit cel mai tânăr lider de grup din Parlamentul European. A primit binecuvântarea cancelarului Angela Merkel și și-a lansat campania într-un loc simbolic, la Atena, leagănul democrației. Principalul său rival este un personaj familiar românilor, actualul prim vicepreședinte al Comisiei Europene, Frans Timmermans, care candidează din partea socialiștilor europeni. Este unul dintre cei mai fermi apărători ai statului de drept din România. Alegerea noului președinte al Comisiei Europene se face la propunerea Consiliului European, urmată de votul în plenul noului Parlament. Parlamentul European și Consiliul Uniunii gândesc în comun legile care influențează viața de zi cu zi a cetățenilor, de exemplu, libera circulație, protecția consumatorilor, mediul, majoritatea sectoarelor economiei. Toate aceste domenii vor fi reglementate de oamenii pe care astăzi îi alegem. Before, Europeans used to switch off when they crossed the border. This summer, Europeans will be able to call their friends from the beach, tweet from the work conference or check emails and social media from Lisbon to Latvia, from Dublin to Dubrovnik, without fear of surcharges. De la jumătatea primului deceniu al anilor 2000, Comisia Europeană a încercat să schimbe o stare de fapt. Costurile suplimentare cu care erau taxați în regim de roaming clienții ce își foloseau telefoanele mobile când călătoreau într-un alt stat membru al Uniunii. Din 2015, Parlamentul European a adoptat treptat reglementări privind serviciul de roaming, iar suprataxele au fost definitiv abolite pe 15 iunie 2017. Europeans will no longer face huge phone bill shocks after traveling in another EU country. In June, Europeans can use their phones just like at home without paying extra. Pentru o mai mare putere de decizie asupra vieții digitale, europenii au din primăvara anului trecut un nou instrument, Regulile Generale de Protecție a Datelor, pe scurt GDPR, după acronimul în limba engleză. I nostri dati personali, la nostra vita privata sono protetti meglio da abusi e manipolazioni. Questo avviene grazie all'entrata in vigore di nuove regole sulla protezione dei dati promosse dal Parlamento europeo. GDPR s-a aflat în centrul atenției internaționale după ce s-au publicat rapoartele conform cărora Cambridge Analytica, o firmă de consultanță politică din Marea Britanie, a obținut în mod necorespunzător date despre 87 de milioane de utilizatori Facebook, fără consimțământul lor. Scandalul a fost subiect de discuție în Parlamentul European și motivul pentru care președintele Facebook, Mark Zuckerberg, a venit la Strasbourg pe 22 mai 2018 pentru a explica modul în care compania sa va respecta noile reguli. We haven't done enough to prevent these tools from being used for harm as well. Now is a mistake, and I'm sorry for it. De anul trecut, legea privind confidențialitatea datelor personale din mediul online este pe deplin aplicabilă în întreaga Europa. La capătul unui proces legislativ început în 2016, Parlamentul European a adoptat anul acesta în martie noua directivă privind drepturile de autor în mediul digital, adică pe internet. Il s'agit d'un moment crucial pour la culture européenne, pour notre économie numérique et pour la défense de nos valeurs européennes. La nouvelle directive sur le droit d'auteur permettra d'atteindre notre objectif commun, celui d'adapter le droit d'auteur au 21e siècle. Astfel, deținătorii de drepturi, în special muzicienii, artiștii, interpreți sau scenariștii, dar și editorii de presă au șanse mult mai serioase să negocieze acorduri mai bune privind plata pentru utilizarea lucrărilor lor atunci când sunt încărcate pe platforme online. O altă decizie recentă a Parlamentului European, care ne influențează în mod direct viețile, prevede ca, din 2021, România și celelalte țări europene să renunțe la schimbarea orei. Fiecare stat va avea libertatea de a decide la ce oră va rămâne, de vară sau de iarnă. Europarlamentarii le-au cerut însă țărilor membre să se coordoneze în așa fel încât schimbarea să nu aibă un impact negativ asupra pieței unice. Viața în blocul comunitar nu este nici pe departe roz. Brexitul, diferențele economice dintre state, șomajul, valurile de migranți, toate acestea sunt motive care au dus în cele din urmă la scăderea încrederii populației în politicienii de la Bruxelles. Pe tot acest fond crește încrederea în politicienii extremiști, care de cele mai multe ori înseamnă amenințări la democrație și la stabilitate. Sondajele făcute la nivel european arată că fenomenul migrației și atentatele teroriste reprezintă cele mai serioase motive de îngrijorare ale europenilor. Hussein! Omar! Hector!
Fluxul uriaș de migranți veniți pe continent între 2015 și 2016 i-a făcut pe mulți dintre cetățenii Uniunii să se teamă de sutele de mii de nou veniți și a alimentat ascensiunea partidelor naționaliste și eurosceptice de pe continent. Valul de refugiați din Siria și din alte zone măcinate de războaie și foamete au blocat orașe și insule și au tulburat situația social-politică în Europa Occidentală. Chiar dacă în ultimii ani fluxul migratoriu a scăzut considerabil, problemele rămân. În 2018 au sosit în Europa peste 139.000 de imigranți ilegali din Africa și din Orientul Mijlociu. Cei mai mulți au ajuns în Spania, peste 64.000, o creștere cu 130% față de 2017. Italia, o altă destinație a refugiaților, și-a închis porturile, în timp ce în Grecia au ajuns cu aproape 50% mai mulți ca în anul anterior. Unul dintre centrele de triere este în insula Lesbos. 1 milion de oameni au ajuns aici în ultimii 4 ani, iar urmele trecerilor sunt peste tot, nave eșuate și plaje acoperite de veste de salvare. I want to tell for the Europe country, please accept the refugee because every refugee is the very bad situation in here. Για ποιο λόγο το κάνεις; Το κάνεις γιατί είσαι αντίθετος από το χριστιανό σύμπαν. Această teamă de imigranți a făcut să crească spectaculos partide aproape necunoscute până atunci, promotoare ale unui discurs radical naționalist. Alternativa pentru Germania, AfD, Liga din Italia sau Partidul Libertății din Austria. În Germania, AfD a beneficiat de pe urma temerilor create de deschiderea granițelor de către cancelarul conservator Angela Merkel, care a permis intrarea peste 1 milion de solicitanți de azil. Partidul a intrat triumfal în Parlamentul German la legislativele din 2017, la doar 5 ani de la înființare, iar în țări ca Italia și Polonia, alegătorii au propulsat la guvernare partide cu agendă clar anti-imigrație. Încercând să rezolve problema, Uniunea Europeană a încheiat un acord cu Turcia, prin care se angajează să plătească 6 miliarde de euro în 4 ani pentru educația și asistența umanitară a peste 3 milioane de refugiați sirieni aflați în taberele din această țară. Dar răul a fost deja făcut. Teama a pătruns adânc în sufletele multor alegători, iar euroscepticismul și naționalismul par de neoprit. În acest context, misiunea viitorului președinte al Comisiei Europene este extrem de dificilă. Pe de altă parte, România se confruntă cu o lipsă acută de forță de muncă. Peste 4 milioane de români muncesc și trăiesc legal în alte state europene, cei mai mulți în Italia, Spania și Germania. Nu se știe exact însă care este numărul celor plecați în străinătate și neînregistrați oficial. Un studiu Eurostat publicat anul trecut arată că 19% dintre românii apți de muncă lucrează afară. Procentul este uriaș în condițiile în care media europeană este de 3,8%. ...75% dintre tinerii europeni nu-și dau seama dacă o știre care circulă pe internet e adevărată sau falsă. Cum s-a ajuns la această situație și cum poate să influențeze rezultatul alegerilor, aflăm în câteva minute. Discutăm atunci și despre problemele de mediu de care trebuie să țină cont viitorii aleși. Revenim! Votul pentru alegerea celor 751 de parlamentari a început joi în 2 state ale Uniunii. În majoritatea țărilor se votează însă astăzi. În toată Uniunea sunt peste 400 de milioane de cetățeni cu drept de vot. Din păcate, studiile și experiența ultimelor scrutinuri arată că a scăzut interesul pentru acest gen de votare. Acum 5 ani, prezența la vot a fost de 42% la nivel european, cu diferențe mari între statele membre, unele entuziaste, altele mai degrabă apatice. Printre cele din urmă s-au aflat țările fostului bloc comunist. Dacă vrem să demonstrăm că ne pasă de viitorul nostru, trebuie să mergem la vot. O largă majoritate a cetățenilor din Uniune consideră un lucru benefic apartenența țărilor lor la blocul comunitar, care, cred ei, promovează pacea și democrația. Totuși, peste 60% dintre cei intervievați sunt de părere că Uniunea Europeană este totodată distantă și ineficientă și îi privesc cu suspiciune pe deputații și birocrații de la Bruxelles. La ultimul scrutin din 2014, participarea la vot a atins un record negativ de numai 42,6%. Datele reflectă
suscită astfel nemulțumirea populară în creștere față de Uniunea celor care se simt copleșiți de migrație și excluși social de globalizare. Disparitățile economice s-au adâncit, iar migrația a devenit un cal troian, însumând temeri privind resursele limitate, comunitate, diluarea identității naționale și suveranitate. Ca urmare, sondajele preconizează o posibilă dublare a ponderii populiștilor în Parlamentul European de la 10 la 20%. Curentul ar câștiga astfel influența și abilitatea de a întârzia integrarea și reformele. Impusă de amânarea Brexitului, participarea britanică la scrutinul european ar urma să accentueze această tendință, alternând echilibrul politic în următoarea legislatură europeană. Candidatul popularilor europeni la președinția Comisiei Europene, Manfred Weber, nu și-a ascuns îngrijorarea stârnită de perspectiva unui asalt al euroscepticilor britanici în Parlamentul European. Brexitul a scos la lumină și alte aspecte deficitare, fisuri în protecția datelor și vulnerabilitatea în fața propagandei și amestecului extern în campaniile electorale. Dar Brexitul este doar una dintre problemele Europei. Italia e în criză majoră, Ungaria se răzvrătește fățiș, iar Statele Unite amenință cu războiul comercial. Migrația, deficitele bugetare și conflictele deschise cu Polonia, Ungaria și România pe tema statului de drept subminează proiectul european. Chiar dacă pe termen lung migrația poate contracara declinul demografic din Europa, pe termen scurt și mediu impactul crizei migratorii este negativ. De pildă, reintroducerea controalelor la graniță în interiorul spațiului Schengen, ceea ce compromite două principii fundamentale: libertatea de mișcare a persoanelor și o piață europeană a muncii flexibilă. În afara problemelor interne, există și furtuni externe, amenințarea dinspre Rusia, competiția cu China cu privire la tehnologie și influența în Africa și tendința Statelor Unite de a nu mai trata automat Europa drept aliat. Se adaugă fragilitatea europenilor în materie de politică externă, afișată de pildă în reacțiile contradictorii după asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi. Germanii au asistat livrările de arme către Riad, dar nu și Franța. Aceleași ezitări se constată și când vine vorba de relațiile cu Vladimir Putin ori Donald Trump. Europa are o nevoie disperată de lideri. Altminteri, populiștii vor avea ocazia unică de a schimba regulile jocului de la Bruxelles. Cu Angela Merkel pe picior de retragere, în prezent contra greutatea la mișcările populiste și de extremă dreaptă, o reprezintă liderul francez. Macron are însă mari dificultăți în a impune reforma pieții muncii în Franța. Faimoasele greve ale francezilor au paralizat deja anul trecut în câteva rânduri transporturile. A urmat mișcarea vestelor galbene, care a afectat dramatic turismul și serviciile din capitala Franței. Dacă Macron va irosi această șansă din cauza opoziției interne, Uniunea Europeană își va pierde una dintre forțele vitale. Fake news, știrile false, sunt noua armă care poate slăbi puterea Uniunii. 75% dintre tinerii europeni nu-și dau seama dacă o știre care circulă pe internet este adevărată sau falsă. Procentul este alarmant, iar Bruxelles se teme acum că rușii, chinezii sau iranieni ar putea să influențeze rezultatul alegerilor și bunul mers al Uniunii prin știri false și atacuri cibernetice. Lituania organizează o dată cu alegerile europarlamentare și prezidențiale și locale. La Vilnius, principala temere a fost că Rusia s-a implicat în campanie pentru a influența rezultatele. I would say that we are in the first front line of information war with Russia. Our history, they're trying to rewrite our history, the political system. They're trying to show that Lithuania is not a democratic country and the economy. Oficialii din Ministerul Lituanian al Apărării spun că țara lor e într-un nou tip de război cu Moscova. Then we cannot see very visible kinetic military traditional activities, so it looks like peacetime. But for us who are dealing with propaganda, disinformation, info war activities, it's already war for pretty long time. În ultimul an, Lituania s-a confruntat cu acțiuni care au combinat știrile false cu atacurile cibernetice, care au vizat diversele site-uri de știri.
So this was a story about the defense minister who allegedly confessed he is gay and he actually sexually assaulted a journalist. The whole thing never really happened. He never really said anything like that. He never really did anything like that. But this story was inserted in one of the four major web portals in Lithuania. Autoritățile se tem însă de ceva și mai grav, un atac cibernetic care ar paraliza țara. The biggest fear is that when they get inside the country, when they take control of your electricity grid, when they take control on your SCADA systems, right? They can turn them down, so society is in a blackout. You can start a scenario that we were seeing in Crimea. Împinși de această temere, lituanienii au militat și au reușit să obțină crearea Forței Europene de Reacție Rapidă în caz de atac cibernetic. Scopul este trimiterea în cel mai scurt timp de ajutoare în țara afectată. Deocamdată doar 8 state, între care și România, s-au alăturat Lituaniei. Ambiția e însă crearea unei structuri paneuropene. Pericolul reprezentat de Rusia e conștientizat de fiecare cetățean în parte. Așa a apărut Grupul Elfilor, o organizație care combate pe internet campaniile de manipulare ale trollilor ruși. Apărut în urmă cu 4 ani ca urmare a evenimentelor din Ucraina, acum numără câteva mii de membri. Sometimes I think that everybody in Lithuania, or almost everybody in Lithuania, is elf. People see how that Russian propaganda works. So people try to resist. Pe de altă parte, ancheta care a scos la lumină amploarea amestecului rus în alegerile prezidențiale din Statele Unite a sunat alarma și la Bruxelles. In European Parliament we are conscious that threat exists. It emanates from several countries, mostly Russia, China, Iran. They are particularly interested to interrupt in European elections. They really are not interested to have a united and competing European Union. Autoritățile europene primesc ajutor și de la companiile private. Martin Schenk și-a transformat locuința într-un laborator pentru verificarea știrilor false. I'm looking specifically at my list of known fake news websites that I know of, but also blogs or tweets that contain election-related keywords. And I can see which ones go viral, so I prioritize those when deciding what to fact-check. În Germania, un grup de programatori a pus la punct un soft care identifică știrile video modificate cu ajutorul tehnologiei, așa numitul deepfake. Original video of a news anchor that we used for training the neural network. And here's a manipulated video where the person on the right has the face blend over, an artificial face blend over. Unele clipuri sunt așa de bine modificate încât nu e greu să pici în capcană. We all know that climate change is fake. Just like this video. Autoritățile europene au lansat în martie un sistem de avertizare timpurie, prin care statele pot face schimb de informații privind campaniile de manipulare duse pe internet în preambulul alegerilor europene. Bruxelles și-a creat și propriul site pentru verificarea informațiilor. În plus, a dublat bugetul Serviciului European de Acțiune Externă, care identifică pe internet campaniile de dezinformare, și le-a cerut companiilor Facebook și Google să acționeze mai rapid pentru îndepărtarea știrilor false de pe platformele lor. Experții spun că, în ciuda eforturilor, Uniunea Europeană e depășită la acest capitol. Kremlinul direcționează în fiecare an peste 1 miliard de euro către presa favorită. Asta în condițiile în care site-urile rusești cu știri false și așa numitele fabrici de troli nu au nevoie decât de câteva mii de euro pentru a funcționa. Poluarea, emisiile de carbon, încălzirea globală sunt teme principale pentru mulți cetățeni europeni. În România avem și noi problemele noastre de mediu. Ne poluăm cu inconștiență apele, ne tăiem pădurile, otrăvim aerul și pământul. Chiar dacă avem la dispoziție fonduri europene pentru canalizare, în România peste 9 milioane de români încă merg la toaletă în fundul curții. Därför strejkar vi. Vi strejkar för att vi vill ha en framtid och vi kommer fortsätta.
Aceasta este Greta Thunberg, o elevă în vârstă de 16 ani din Suedia, care a devenit în doar câteva luni imaginea mișcării globale pentru protejarea mediului. Adolescenta, care nu se sfiește să-i tragă la răspundere pe politicieni pentru lipsa lor de inițiativă, a însuflețit proteste de amploare în marile orașe europene, de la Milano până la Köln, Paris, Zagreb și Londra. Revendicările celor care o susțin au ajuns și în Parlamentul European. This is a social revolution that started now everywhere. And dear colleagues, we the politicians, we the parliamentarians, we have to be part of that. L'ambition climatique doit faire partie du cœur de stratégie de la Commission et du Parlement européen. The young generation is much more united on this than the member states. Pentru ca schimbările climatice să nu atingă un prag periculos, comunitatea internațională trebuie să ia măsuri ambițioase. Până în 2050, Uniunea Europeană speră să ajungă la neutralitate climatică, adică să devină prima mare economie care să-și reducă la zero emisiile de gaze de seră. Planul prevede ca, după acest moment, emisiile să fie contracarate, de exemplu, prin plantare de copaci. Este singura șansă să ținem sub control creșterea temperaturii globale în acest secol. În plus, spun responsabilii din Uniunea Europeană, decesele premature din cauza poluării aerului ar scădea cu 40%. Dar nu toate guvernele europene sunt cooperante când vine vorba de termene limită. Aici este în evidență Polonia, țară care depinde în proporție de 80% de energia produsă în centrale pe bază de cărbuni. We wanted the scope of the public opinion to be were on the climate killers, and that's cool. Marek Jozefiak este unul dintre activiștii care încearcă să schimbe această situație. Right now, Poland is the only country which is using coal big time in the EU, which, you know, not only doesn't have a phase-out plan, but doesn't even have a discussion around that. Cărbunele asigură independența energetică a Poloniei, însă prețul e uriaș. Statisticile arată că poluarea aerului din țară este la unul dintre cele mai ridicate niveluri din Uniunea Europeană, iar 33 dintre orașele poloneze se regăsesc între primele 50 cele mai poluate din Europa. În plus, se estimează că 48.000 de oameni mor anual în această țară din cauza aerului murdar. Uniunea Europeană încearcă să schimbe situația, oricât de dificilă pare acum această misiune. A lansat o campanie de informare legată de efectele poluării și le oferă oamenilor subvenții pentru a-și izola casele și a renunța la încălzirea pe bază de cărbune. European Union for Poland is about money. When you have money, you have power. And the message should be very direct to Poland. If you want a European budget, you need to implement our European, quite ambitious climate policy. Deocamdată, Uniunea Europeană a avut mai mult succes în ceea ce privește combaterea poluării cu plastic. Deputații din Parlamentul European au votat pentru a interzice anumite obiecte din plastic de unică folosință, precum paile pentru băut, tacâmurile, paharele și furculițele, bețișoarele de urechi și materialele de pescuit. Concret, începând cu 2021, se interzice comercializarea acestor produse, pentru care există alternative. Statele membre trebuie să adopte planuri naționale pentru reducerea plasticului din ambalajele alimentare, iar până în 2025 sunt obligate să retragă 95% din plasticul de unică folosință de pe piață. Însă, alegerile de astăzi ar putea avea un impact major asupra planurilor ambițioase ale Uniunii în privința protejării mediului. Printre cei care ar putea să intre în noul legislativ se numără și destui parlamentari sceptici în ceea ce privește schimbările climatice. Partidul de extremă dreaptă, Alternativa pentru Germania, spune de pildă că angajamentele de reducere a emisiilor de carbon sunt nerealiste. În timp ce protestele continuă, tinerii europeni speră că aceste alegeri vor duce la măsuri mai ambițioase pentru protejarea mediului. We are going to make the European elections about the climate. Dacă aceste sloganuri se vor transforma în voturi pentru partidele cu agenda ecologistă, vom vedea în zilele următoare, când vom afla și rezultatele alegerilor. Chiar dacă odată cu Brexitul, Uniunea Europeană și-a pierdut caracterul inalienabil și irreversibil, rămâne un proiect fără precedent de solidaritate susținut de voința popoarelor, care au abolit războiul între ele și împărtășesc o dorință de libertate pentru care merită să luptăm. Aceasta
Acesta este pledoaria făcută de 100 de istorici europeni într-un manifest publicat în aprilie de ziarul The Guardian. Dincolo de finanțările pentru proiectele care înseamnă dezvoltare, Uniunea Europeană înseamnă democrație, garanția respectării drepturilor omului, libertate de mișcare, pace și stabilitate, iar oamenii pe care îi votăm astăzi au datoria să apere toate aceste valori. Dacă n-ați votat până acum, mai e timp. Mai aveți la dispoziție 2 ore până la închiderea urnelor. Mergeți să votați. Uniunea Europeană, Bruselul, par de multe ori departe de noi, dar acolo se decide viitorul nostru. Votul este o datorie față de noi și față de copiii noștri. Este dovada că ne pasă. Așa că eu unul merg să votez. Votul continuă până la ora 21. Dacă nu ați votat, mai aveți timp să o faceți. Atât pentru astăzi, vă las acum cu știrile Pro TV. Toate bune!